Salutare și bine v-am găsit la o nouă serie mirobolante pe canal. Sunt puțin răgușit, așa că mă mai scuzați dacă tușesc, dacă chestii trestii legate de răceală. Am început o nouă serie, acum o să postăm zilnic la ora 12 Minecraft și să vedem cum merge. Oricum eu o să postez, nu mai am chef acum o perioadă de rust, pentru că deja începea să fie repetitiv. O să mai revenim cu rastul, nu știu când, rămâne de văzut, dar hai să începem o serie mirobolantă de Minecraft. Am început o nouă lume, totul de la capăt și pur și simplu m-a dat aici, pe o insuliță micuță, avem și o corabie pe care o explorăm imediat, avem și un pește care nu știu ce face, se bronzează, cred. Sper să vă placă foarte mult seria și să o susțineți acolo. Mie îmi place Minecraft-ul, așa că hai să jucăm. Bun. Ce mai am ceva de zis? Chiar nu știu. Mai zicem pe parcurs. Perfect. Vreau să explorez neapărat bărcuța asta, să vedem ce găsim pe aici. O să fie interesant, boys. Mamă, direct diamante din primul episod. Diamante și emeralde. Oh my god. Hai să luăm cu noi chestul, pentru că, de ce nu, ne ajută. Băi, diamante din primul episod, boys. Cei care nu mă cred că pur și simplu am obținut diamantele și chiar m-a dat aici. Stai să nu mor acum. Vreau să iau chestul. Perfect. Deci pentru cei care nu mă cred, puteți veni pe Streamcraft în fiecare zi la ora 19. De față cu nocivanii de pe Streamcraft am început lumea și am zis că o să încep alta, dar având în vedere că arată atât de bine lumea asta, n-am putut să încep alta. Trebuie să profităm de zona pe care o avem. Uitați-vă și voi cum arată acolo cu flori din ele interesante, marine, cu bărci pe aici, cu nisip, cu insulițe, cu iarba aia mai dubioasă. Nu știu, mie mi se pare demențial. Pentru cei care vor să vadă, cam așa arată versiunea pe care jucam, 1.14.2. Vedeți acolo și ce placă video am eu și pe ce rezoluție joc și ce procesor, RAM-i, tot ce vreți voi. Cam astea sunt și mi se pare interesant zona asta. Avem foarte multe de explorat. Cred că văzusem și un templu prin apropiere, dacă nu mă înșel. Cred că era undeva aici. Ia să vedem. Da, avem și un templu, ok. În bărcuța asta s-ar putea să mai avem o comoară. Dar hai să strângem ceva lemne. Și marea mea problemă o să fie în momentul în care nu avem pătuți și nu avem lână. Ce naiba ne facem? Dar aparent avem chest, avem diamante și putem deja să facem chestii din diamante, nu? Ia să vedem. Facem bam, bam, bam. Facem un crafting table. Perfect, pe care îl punem aici. Deja avem insuliță, bă. Asta este insulița paradis. Nu știu dacă pot să o văd de mai la distanță, dar e genială. Bun. Acum am putea să facem... Fii atent că avem și iron. Oh my god. Deci am putea să ne facem o sabie din diamant, ca să ne putem apăra ca lumea. Și am putea să facem un pickaxe. Am putea să ne mai facem... Ce nu mai pot? Nu mai am de-astea stick-uri. Bun. Am putea să ne mai facem deja... Băi, frate, nu vine să cred că din primul episod îmi fac toate nebuniile. Ok, și mai putem face și o lopată, pentru că de ce nu? Și restul lucrușoarelor le lăsăm aici, să nu le pierdem cumva. Avem și topor, dă-o cu mine. Hai de viața mea! Luăm frumos asta, ba 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 bam. Hai să mai lăsăm copăcelul acela. Și eu zic că am putea face un thumbnail ceva de genul acesta. Uite așa, să ne urcăm aici. Și să se vadă poate și chestul acela. Și cam așa arată, uite așa și fără. Cam așa arată insula noastră. Era mai fain de sus. Hai să urcăm. Mă, eu sunt super fericit. Arată genial. Nu mai pot să fug? De ce nu mai pot fugi, bă? Ah, ok, așa se fuge. Hai că mai pot ajunge și eu acolo. Bă, da, cred că am tăiat eu din aia. Come on. Nu știu pe unde să mai ajung. Eventual poate să punem una aici. Acum sigur putem.
Nu putem nici acum. Doamne. Ba da, putem. Perfect. Și să se vadă, uite, ceva de genul ăsta. Bam, bam, bam. Așa ceva. Bun, și avem insulița. Perfect. Ne luăm ăsta înapoi. Și acum aș mai aventura puțin pe aici. Poate, poate găsesc și ceva de mâncare. Am putea strânge lemnul ăsta, pentru că de ce nu? Nice. O să ne fie de folos. Nu vine să cred că din primul episod am găsit o barcă. Am găsit diamante. Am găsit insula asta mirobolantă. Și acum mai avem încă o comoară de găsit. Doamne iartă-mă. Dacă seria asta nu merită susținere din aia blană, apoi sincer chiar nu știu ce mai merită. Hai să vedem. Ba 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 ba. Bun. Aici undeva trebuie să mai fie încă un chest. Hai să-l căutăm cu mare atenție. Dacă este nevoie, o să caut peste tot, centimetru cu centimetru. Nice. Ba 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 bam. Băi, dar chiar nimic. O să strângem lemnul ulterior, însă eu am nevoie de comoară. Una dintre comori o găsisem în partea aceasta, corect? Corect. Așa că după logica mea, cealaltă ar trebui să fie undeva prin partea asta. Hai să vedem dacă am și dreptate. Luăm nisipul frumos. Hai să... am vrut să zic să nu lăsăm apa să intre aici. N-am lăsat-o. Nu, vi se pare vouă. Perfect. Luăm nisipul frumos. Băi, dar trebuie să mai fie un chest. Nu se poate de boys. Îl găsim pe aici oare? Hai să vedem. E, nu pot să cred că nu mai încă... Opa. Am crezut că l-am găsit, dar ciuciu. Ciuciu muciu. Am distrus barca asta în întregime. Ești nebun. Cine bă s-a auzit? Hai că nu s-au auzit lucruri dubioase. Nu. No, unde naiba să mai căutăm? Opa, gata. Ok. Nu pot să cred. Nu pot să cred că am găsit comoara deja. Hai mă, serios. Nu pot să cred că am găsit comoara, boys. Am găsit comoara. Ok, o să facem un episod special cu treaba asta. Deci, episodul ăsta e pur și simplu cel mai norocos episod din lume. Am găsit comoara, bă. Come on. Și în cartea asta ce scrie? Nu pot să... am crezut că pot să o citesc. Am găsit comoara, bă. Au trecut 8 minute din episod, am găsit diamante, emeralde, iron, mi-am făcut de toate ustensilele, am găsit două comori și am mai găsit și harta comorii. Dă-o cu noi. Bun, am nevoie de barcă, să mă deplasez de aici, să caut oițe, pentru că trebuie să fac pătuțul neapărat. Ok. Nu știu să fac barca. Ba da, știu. Ok. Perfect. Vreau totuși să nu pierd lucrușoarele, așa că... Let's go! Woo! No, de unde fac eu rost de două oițe sau trei oițe? Interesant. Ok, avem aici 300 de zahăr. Asta ar trebui să fie bună. Avem chiar și pe insulița noastră 300 de zahăr. Cred că o să stăm pe insulițe, că îmi place. Bun. Și aici avem o insuliță mai mare. Ne trebuie două oițe. Cum facem noi rost de ele? Asta ar fi întrebarea. Și cred că puteam să fac... oh my god, încă o barcă acolo. Doamne! Deci avem la idei de... Opa, au doile. Avem la idei de episoade, boys. N-ai cum. Efectiv, n-ai cum să o dai. Ok, am crezut că mai e o oaie aici. Spune-mi, te rog, că mai sunt oițe. Nu mai sunt. Ok, asta ar putea fi o problemă destul de mare.
Da. De unde naiba mai facem noi rost de încă 2 lână? Și stai că nu cred că pot cu lâna pe care o am. Trebuie să fie toată de aceeași culoare. Mai am și creeper pe urmele mele. Mulțumesc! Da! Apreciez. E, păi n-am cum, frate. Tot ce pot face este să urc în bar. Oh my god. Come on! Pot să-mi iau barca înapoi și să caut oițe fără să intru pe acolo. Pe insulițe, da. Și când le văd, să le iau. Cam greuți, boys. Foarte greuți. Să-mi spuneți dacă vedeți o oiță. Și sper să și știu să mă întorc. Dar este foarte interesantă zona asta. Plină de insulițe. Ce interesant, boys. Dar am nevoie de oiță. Cum facem noi rost de oițe? Bă, dar-i numai și numai nisip pe aici. Mai bine le-am întoarce ca să nu ne pierdem. Păi ce nebunie e pe aici. Zi-mi, te rog, că este o singură oiță aici. Hai că am mai găsit un templu. Băi, zona asta e genială. Am găsit și țestoase. Doamne, cât de tare, bă. Ce mai avem pe acolo? Avem tot felul de plante din alea dubioase. Acolo am fost noi și am găsit o oiță, dar ne mai trebuie. Greu cu oițele. Trebuie să facem neapărat rost de lână. Bun, insulița aia nu știu ce e cu ea. Dar cred că am fost și acolo. Și acum undeva în partea aia ar trebui să fie insulița mea. Bine, s-ar putea... Da, uite, acolo e insulița mea, că se vede crafting table-ul. S-ar putea să nu stăm pe insulița aia, s-ar putea să ne mutăm, dar acum la început nu prea putem să avem fițe, sincer. Așa că tot ceea ce vreau este să fac rost de lână, ca să pot și eu să-mi fac pătuțul. Și după aceea mai putem să vorbim. Dar până atunci, rip. Dacă mor, pierd tot și chiar nu vreau să pierd zona asta. Mi se pare genială, boys. Nu știu, mă simt așa parcă în vacanță. Ok, mai avem aici o insuliță. Spune-mi, te rog, că sunt aici oițe. Chiar am nevoie de oițe. Nu văd urmă de animal. Oița! Oița! Ah, ok, și mai e și scheletronul. Înțeles. Hai să mâncăm puțin. Da, dar ne facem viața prea puțin. Nu știu ce să zic, sincer. Merită să riscăm? Sau să așteptăm ziua, oare? Oiță, vino la mine. Nu, 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 nu! Deci nu merită. Am aflat răspunsul. Oh my god, bine că nu m-a lovit. Doamne, iartă-mă. Așteptăm ziua. Hai că e fain să stăm și pe mijlocul lacului. Totuși vreau să vedem câte oițe sunt pe acolo. Ne avem aici o zonă unde cred eu că ar trebui să fie oițe. Bă, dar găsim și noi o zonă mai mare în care să nu fie numai insulițe, insulițe, insulițe. Nu că mi-ar displăcea, dar... Hello! My boys! Interesant! Avem oaia acolo. Hai să mergem dincolo. Cam nasol, bă. Stai să nu tragă ăștia după mine, că m-am așezat mai bine pe scaun. Sincer să fiu, cam nasoală treaba. O să facem rost de oița aceea care are lână de altă culoare. Și nu prea știu ce e de făcut. Hai să căutăm și aici. Aici văd că avem flori. Și creeperi. Și vaci. Și creeper din nou. Și catacatițe.
Okidoki. Carta catiță din nou. Uite, delfin. Mamă, avem de toate pe aici. Ok, avem o... Oh, două oițe acolo, boys. Deci avem trei oițe în total. Nice. Acum tot ce trebuie să facem este doar să le putem și lua. Hai să vedem dacă este posibil. Se mai și face zi? Băi, frate, cât ne mai ține noaptea asta în bezna asta totală? Avem nevoie de pătuți. Fără pătuți nu putem face nimic. Nu putem începe absolut nimic. Așa că hai să vedem. Aici trebuie să avem o oiță. Dar nu putem scăpa de nebunii ăștia. Și nu putem ajunge la ea. Aici trebuie să fie oița. Da, este acolo în apă. Avem niște zombalăi. Bă, n-ar fi rău să mă bag cu zombalăi dacă n-ar fi și scheletroni. Sincer vă zic, m-aș cam risca. Mie nu mi-e frică să mă bag cu zombalăi. Chiar nu mi-e frică de-l, dar nici nu mă bag cu ei. Aolo. Au, come on. Oh my god. Hai să mai mâncăm puțin. Nu mai trage, nebunule. Degeaba mâncăm, bă, că trebuie să facem full acolo. Uolo. Cam greuți, bă. Eu cam văd moartea, sincer. Ce aș putea să mănânc? Ha. Ce aș putea să mănânc, boys? Fii atent că am o idee. Ia fii atent. Mănânc alge. Atenție la neatenție. Bun, culegem algele. Și cu ajutorul unui cobblestone, adică la mai multe cobblestone, facem furnalul. Punem lemnul acolo și le facem uscate. Așa nu le putem mânca, nu? Nu. Se face și zi între timp. Interesant. Bun. Ok, cred că ne ajung algele. Hai să vedem. Ba 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 bam. Băi, cât de frumos arată aici. Du-te în pana mea. Uite-te și tu, bă. Cât de tare. Ok. Acum, cred că insulița mea e undeva în direcția asta, nu? Către răsărit. Cred. Bă, sincer, nu știu. Hai să vedem. Mă, nu mai știu unde mi-e casa, bă. Acolo-i? Cred că aia îi. Aia-i, aia-i, 100%. Da, bun, ne trebuie doar furnal. Până când mor zombalăi ăia. Și trebuie să ne refacem viața, că altfel suntem rip. Deci trebuie să săpăm în jos cât de mult posibil până dăm de cobble. Și în momentul în care dăm de cobble, putem să facem furnalul, da? Hai să vedem dacă e bine ce am gândit eu. Să sperăm că am nimerit căsuța. Da, bun, am nimerit. Perfect. Lăsăm astea pe aici momentan și mergem în jos. Rugați-vă să nu ajung pe la lavă sau ceva. Aud apa. Am dat de apă. Ok, asta e o apă ciudată. Cine naiba face așa, bă? What the hell? Ok, hai să luăm niște coal. Cred că am auzit un mercenar din ăla. Puțin dubios, nu înțeleg de ce vine, dar în fine. Hai cu căulul, boys. Căulul ăla blanao, boy, da, aici e chiar o mină de căul. Frate, insula asta e demențial de bună. Sunt naufragiat pe o insulă, însă am de toate. Asta sună fain. Bun. Luăm ceva cobble, să putem și urca.
Frate, se iau de negustorul ăla cu lamele, cred că. De unde naiba se iau de, frate? Iotel! Salut, patroane! Ce faci, bă? Ce faci, bossule? Ce vrei? Ah, fii atent, ia. Oh, nice. Interesant. Atât ai numai? Păi asta e, frate. Ia stai să-i dăm noi emerald pentru pumpkin seed. Nice. Perfect. Și ce mai vrea oare? Blue eyes. Brown dye. Bă, hai să încercăm ăsta. Ce naiba e ăsta? Nu știu ce naiba e ăsta. Dar l-am luat. Ok. Hai să plantăm dovlecelul. Am putea să facem și furnalul. Furnalul, bam. Poc. Perfect, îl punem momentan aici. Punem în el. Și vreau să punem ăstea. Parcă așa se puneau, nu? Eu așa știu. Oricum, dacă nu ne trebuia furnalul. Da, bă. Și le putem mânca după. Ăsta ce neba faci cu ele? Brown, nu știu ce neba faci cu ele. Perfect. Și vreau să facem și o săpăligă din aia mică. Din piatră. Iar aici putem pune, a, dar n-avem apă din păcate. Dar nu, că punem aici jos. Let's go, boys. Hai că mai am și eu o viață. Și am pus, fii atent. Dar zicea pumpkin, în fine, nu contează. Bă, ce diferit arată furnalul. Ok, hai să mâncăm. Let's go, boys. Mai trebuie încă două. Astăzi să ne hrănim cu alge, boss. Cât să fă, n-ai cât să fă, bune și astea. N-ai, și acum ne crește viața. Na, bun. Bă, l-am putea omorâ pe ăsta. Ca să luăm funile și putem să ne aducem și noi animăluțe pe... Ok, hai că vă arăt eu ce facem. Nu o să prea convine, dar ce să-i faci? Deci dacă îl omorâm și omorâm și lamele, o să putem să-i luăm funile. Și cu ajutorul funilor putem să aducem noi animăluțe pe insulă. Ceea ce ar fi tare. Stai să mai luăm. Da, 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 da. Hai mă, ce naiba? A, ok. Deci mai trebuie încă 3, aparent. Să sperăm că nu fuge nebunul. Băi, să stai aici, nebunule. Ok. Perfect. Încă una. Bun. Hai să-l omorâm pe ăsta. Acum ni s-a încărcat viața. M-a așteptat să se încarce viața. Și cred că mai degrabă am omorât lamele. Ok. Nice. Gata, i-am rezolvat. Și acum trebuie să avem două frânghii. Dar le avem. Și avem și... de asta piele. Bun, de frânghiile astea neapărat trebuie să ținem. Bă, dar nu vine să cred că dintr-un singur episod atât de multe lucruri am strâns. Chestia asta eu zic că merită un like. Bun. Okidoki. Trebuie să... Să mergem după oi, da? Dacă reușim să ne facem pătuțul, suntem forță. Acum nu ne mai este frică nici să ne batem. Totuși, până la urma urmei, n-ar trebui să ne mai fie frică pentru că avem sabia asta de diamond și putem să dăm damage-ul la Blanao. Hai să luăm oițili. Deci, acolo ar trebui să fie... Nu, am luat o oaie. Bun. Trebuie să mai avem două oi dincolo. Așa că le pot lua cu mine. Oare le pot lua cu mine, bă?
Chiar nu știu, sincer. Bă, oare le pot lua cu mine, bă? Greu de înțeles și de știut. Avem văcuțele aici. Le pot băga în barcă, oare? Opa, avem și oi. O singură oaie. Bun. Și ne-ar mai trebui o bucată de lână. Oare este aici? Hai cu lână! De aici cred că am luat. Hai să vedem. Opa! Scuze! Am sărit din barcă. Din greșeală a fost. Okidoki boys. Hai să vedem. Avem acolo delfinașiu. Ce priveliște frumoasă pe aici, bă. Parcă ți-e mai mare dragul să joci. Avem pe acolo o grămadă de chestii. Bun. Unde naiba soile? O oaie mai întrebe doar. Cred că aici erau, bă. Dacă nu mă înșel. Da, uite, 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 uite. Uite, 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 uite. Ne-a lăsat frânghiile acasă. Aia e. Bă, nu știu dacă s-o omor două, dar eu știu că mai am acasă o bucată de lână. Și e mai bine așa, hai să nu. Bun. Întorcându-ne acasă, să sperăm că o să găsesc lână acolo. Să sperăm că n-am pierdut-o. Ne facem pătuțul și eu zic că sunt mulțumit pentru primul episod. O să fie undeva la 25-30 de minute de episod. Cam așa vreau să fie episoadele, minim 20 de minute și maxim 35-40. Deci ne-am atins minimul necesar. În următoarele episoade vreau să merg într-un episod în ambele temple, pentru că sunt două temple de cercetat. Iar în alt episod vreau să mă uit după corăbii. Iar în alt episod vreau să luăm, adică să mergem după comoară, pentru că avem harta comorii. Deci avem 3 episoade pentru zilele următoare. Mâine probabil că o să fac episodul în care mă duc după temple, poi mâine mă duc după corăbii și răspăi mâine o să mă duc după comoară. Așa că eu zic să susțineți episoadele. În fiecare zi la ora 12 o să aveți episoade noi. Avem și testoase aici. Deci ne putem face și fermă de testoase. Avem o grămadă de lucruri de făcut. Vă aștept și pe Streamcraft în fiecare seară la ora 19. Pentru că acolo facem episoadele, ne jucăm, ne distrăm. De exemplu, acum suntem pe Streamcraft și suntem 120 de nocivani care suntem pe zonă. Cam asta e faza. Bun, avem și mâncărică făcută. Mai putem pune două. Bun, am putea lua asta și să punem mâncarea asta blanao. Hai să ne încărcăm viața totuși. Bă, da, îți încarci repede. Chiar dacă îți dă jumătate doar, se încarcă repede. Bun. Punem mâncărica la loc. Mai avem o bucată de lână și ne putem face pătucul. Ne trebuie niște sticuri garantat. Și bad. Let's go, boys. Ăla-i, mă. Punem pătuțul aici sub copăcel. Frumos. Nu pot să dorm încă pentru că nu este noapte. Și cam așa arată insulița. Aș vrea totuși să le punem mai unite. Așa că hai să le aranjăm puțin pentru un thumbnail mai frumos. Bine că îmi scad și eu viața. Bravo, nocivanule. Vine și noaptea, vedem apusul. Punem uite aici să ne încălzim. Și asta ar trebui să o mutăm. Stai că avem chiar două chesturi. Ce naiba se aude? The hell, man. M-aș cam pune să dorm, că mi-e cam frică. Bun. Și aș face, uite așa, de undeva din zona asta. Aici, bineînțeles, să fie dirt.
naiba se aude, mă? Doamne. Frate, eu vreau să opresc un pic muzica. Ce naiba se aude? Nu se mai aude? Se auzea ca și cum un monstru se apropia de mine. Nu știu dacă ați auzit și voi, dar poate era din melodie. Deși nu prea părea. Ok, ok. Cam asta este insulița. În fine, avem și noi un thumbnail acolo. Sper că v-a plăcut episodul, iar în episoadele următoare, după cum am spus, o să mergem în episodul următor să cercetăm templul acela și mai era un templu în zona aceea. Mai încercăm să facem roze niște mâncărică. Deci în fiecare episod vreau să încerc să facem un lucru important, care apare și în titlu, iar pe lângă să mai facem lucruri, cum ar fi să aducem ceva lemn, să mai căutăm niște căul, să mai facem lucrușoare de genul acesta. Iar după cum v-am zis, în episodul următor mergem la templele cele două pe care le-am găsit. După care o să mergem să mai căutăm bărcuțe de genul, pentru că am mai văzut câteva prin apropiere. Poate chiar acolo, da, chiar acolo este una. Acum am văzut-o. Într-un alt episod o să mergem și o să folosim asta. Harta comorii îngropate. Hai să lăsăm lucrușoarele pe aici. Astea mai importante aici. Lemnul în partea asta, materialele în partea asta și mâncarea în partea asta. Așa că, după cum v-am spus, o să facem cele 3 episoade în următoarea perioadă, în următoarele 3 zile. Iar după o să mai facem și alte lucrușoare. După cum ar fi să mergem să înotăm prin biomurile astea interesante, să ne mai aventurăm puțin și multe, multe, multe alte lucrușoare. Momentan, dacă mă întrebați de ce nu-mi fac casă, este pentru că nu mă grăbesc. Vreau să fiu sigur că aici vreau să rămân. Așa că hai să nu ne grăbim. Bun, mâncărica este aici. Perfect. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Sper că v-a plăcut episodul și că îl susțineți. Nu uitați că în fiecare zi la ora 12 apare un nou episod. Eu vă mulțumesc super mega mult pentru că sunteți aici alături de mine. Și sper să fiți mereu aici. Nu uitați că postăm și Brawl Stars în fiecare zi la ora 15. Toate cele bune și ne vedem. Pa, pa!